Vladimir Putin a pierdut deja războiul din Ucraina. S-a anunțat victoria. Această opinie a fost exprimată de un cunoscut europarlamentar, care a explicat ce măsuri trebuie luate împotriva liderului de la Kremlin cât de rapid posibil. S-a anunțat victoria. Vladimir Putin a pierdut deja războiul din Ucraina, a susținut eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Într-o intervenție la RFI, el a arătat că Uniunea Europeană trebuie să-și accelereze independența față de Rusia în ceea ce înseamnă gazul și petrolul. Victor Negrescu a subliniat că președintele Rusiei a pierdut deja războiul din Ucraina, cel puțin din punct de vedere al percepției. În opinia sa, este evident că Vladimir Putin a pierdut deja războiul din Ucraina, cel puțin din punct de vedere al percepției. Din această perspectivă, europarlamentarul PSD a apreciat că președintele Rusiei ar fi căutat de ziua victoriei să prezinte o altă realitate a ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. El a spus că era total de așteptat ca președintele Federației Ruse să vină cu un mesaj de forță. Sancțiunile împotriva Rusiei, puse în aplicare de toate statele UE. Acest mesaj de forță se poate traduce printr-o mobilizare generală în ceea ce înseamnă războiul din Ucraina, inclusiv, poate, din partea acestuia să sublinieze anumite victorii care nu sunt de fapt atât de importante, a arătat Victor Negrescu. Socialdemocratul a vorbit și despre sancțiunile care privesc Rusia. Potrivit acestuia, măsurile împotriva lui Vladimir Putin trebuie puse în aplicare de toate statele membre ale UE.